unas horas no la conocía. Aunque la cama es nuestro lugar, sé que sin mí ella puede jugar. A mí no me gusta tu buena amiga, ya. Mejor que te vayas a tu casa. Deja de actuar como una santa. Oye, amiguita, ya. Borra esa risa de tu cara. Creo que he sido muy clara. Tienes suerte si nadie dispara. Sigues pegadita, sigues pegadita. Aunque la cama es nuestro lugar, sé que sin mí ella puede jugar. A mí no me gusta tu buena amiga, yeah. Cuando ella llega me siento muy mal. Te pones celosa actuar como tal. Sé que no te gusta y me da igual. No soy tuyo, mami, no soy un animal. Cuando ella llega me siento muy mal. Te pones celosa actuar como tal. Sé que no te gusta y me da igual. No soy tuyo, mami, no soy un animal. Aunque la cama es nuestro lugar, sé que sin mí ella puede jugar. A mí amiga, ya. Amiga, ya. Doamnelor și domnilor, ea este Ramona. Ramona Lobon, sora Georgianei Lobon, iar el este domnul Malo, da? Bine ai venit! Bună felicitări, bine mulțumim găsit. Foarte mult, Ramona, bine vino alături de mine. Să vă meargă bine, să aveți o piesă frumoasă. Treci, 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 treci. Aici, acum aici pe canapea? Da, 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 domnul face pizza aceea turcească, o să vedem exact ce se întâmplă. Felicitări pentru piesă și pentru colaborare. Deci, mulțumim mult! Deci, hai să vedem exact cum este să fii sora Georgianei Lobo. Este foarte bine, să știi că pentru mine cumva asta este o normalitate, pentru că ea până la urmă tot pentru sora. Pentru tine cea mai mare normalitate, că e sora ta pe bune, știi? Adică... Da, e sora mea pe bune și deloc nu se comportă diferit față de mine de când a cunoscut și ea succesul acesta foarte mare. Adică noi avem aceeași relație apropiată ca înainte. Bun, între voi trei, sunt trei surori. Da. Ea, Ioana, care are talent muzical, dar am înțeles că s-a făcut doctor. Da, ea este doctor rezident în anul 2 acum la medicină de familie. Dar cum de n-a ajuns și ea cântăreață? Păi uite, nu i-a plăcut așa, da? Așa de mult partea asta cu expunerea, cu... Dintre voi trei, care este șefa? Care e mai puternic așa? E, acum ne mai certăm și noi din când în când, cumva diferă în funcție de... Da, de obicei e una care e mai lider, așa, e Georgiana, e Ioana, ești tu, cine... La noi nu se prea practică asta în familie, da? Nu. Nu se ține cont de asta neapărat. Am înțeles. Da. Înțeleg că voi moșteniți calitățile din familie. Da, moștenim calitățile. Nu întâmplător ați ajuns pe scenă, nu? Nu. Și-au dat seama părinții noștri încă de mici că fiecare avem talent muzical și am început, bineînțeles, să cântăm toate trei la un grup de copii. Așa. De care cânta muzică tradițională, bineînțeles că părinții noștri avem s-au aici o piesă, doamnelor și domnilor, Georgiana, o vedeți pe Georgiana, binecunoscută, și lângă era și Ramona, deci voi aveți o piesă împreună, da? Da, avem o piesă împreună, o piesă de petrecere, care am lansat acum 3 sau 4 ani. Aha, foarte frumos. Hai să vedem și secvențele. Așa, ne gândim să mai facem încă una, dar am zis să căutăm ceva foarte potrivit acum pe înălțimea carierii. Surorii mele. Vezi că înălțimea carierei tot crește, ca să zic așa. Păi da, și atunci trebuie să țin și eu trendul. Bun. Sus cu ea. M-ați iertat vreodată de la ceva? Păi așa, când eram mici, de la vreo jucărie, de la de asta, dar nu ne ține supărarea prea mult, nu. Foarte frumos. Cum vă susțineți una pe cealaltă? Ne încurajăm foarte mult și chiar dacă cumva nu ne vedem zilnic sau nu petrecem neapărat foarte mult timp împreună, noi avem așa un grup al surorilor pe WhatsApp și tot timpul ne întrebăm dacă e bine să fac asta, dacă ce zici de, nu știu, piesa asta sau ce zici de ținuta asta sau ce zici că vreau să fac nu știu ce. E un suport reciproc și menținem chestia asta.
chiar și acum. Cât te ajută în drumul tău în viață faptul că Georgiana este atât de cunoscută? Mă ajută foarte mult sfaturile ei, în primul rând, pentru că să ai un om lângă tine care are foarte multă experiență în domeniu contează foarte mult, pentru că datorită sfaturilor ei poate, nu știu, poți să eviți anumite greșeli pe care ea le-a făcut sau, nu știu, poate mă poate atenționa asupra unor lucruri care sunt bune sau nu sunt bune și atunci cumva experiența ei mă ajută foarte mult în dezvoltarea asta. Dar bineînțeles că munca pe care trebuie să o depun eu ca să ajung și eu la un nivel trebuie mai înalt, da, trebuie să fie a mea, adică ea foarte mult contribuie la cariera mea cu sfaturile ei și mă bucur foarte mult să am alături și că mă susține și cam un om așa important lângă mine care îmi dă sfaturi așa de bune. Dă-mi un exemplu de viață când Georgiana a fost alături de tine într-un moment important și cum a acționat pentru în destinul tău, în viața ta. Cred că la fiecare moment din viața mea a fost. Tu ești cea mai mică? Activ. Da, eu sunt cea mai mică. Deci ești mai răsfățată un pic, așa ești mai bobocelul familiei. Mai... Da, și cumva foarte mult se implică toată familia așa în viața mea, inclusiv sora mea Ioana, inclusiv sora mea Georgiana, adică ele au fost foarte active tot timpul, pe tot parcursul vieții mele de până acum. Nu pot să zic că doar la un singur moment a participat. La toate momentele, atât, nu știu, grele, cât și ușoare, la care ne-am bucurat împreună de, nu știu, succesele mele. Uite, mai vreau să știu ceva despre ea. Ce ar trebui să știu despre Georgiana? Tu poți să-mi spui și n-am aflat până acum. Face foarte multe fapte bune. Este un om foarte darnic. Da? Ajută foarte mult. Foarte multe familii, foarte mulți copii. Face foarte multe fapte bune, dar... preferă să le țină pentru ea, pentru că așa e mai frumos. Dar din dar se face în rai, asta am învățat încă de la părinții noștri și atunci asta face și ea acum, având oarecare și putere financiară acum, bineînțeles. Foarte frumos. Hai să vorbim și despre tine, că am vorbit despre Georgiana, dar și despre relația voastră. Ce ar trebui să știu despre tine? Ar trebui să știi că am început să cânt de la vârsta de 4 ani. Talentul meu a fost descoperit de la grădință, încă de doamna educatoare. Am început, bineînțeles, să cânt și eu singură de la servări, după care mi-a compus chiar doamna mea educatoare o piesă și am participat la primul meu concurs de muzică ușoară, pe care l-am și câștigat premiul cel mai mare. Am început să fac muzică de la 4 ani, prima dată am început să cânt într-un grup de copii, după care am început să cânt, bineînțeles, și singura, am urmat mai multe școli de muzică, școala populară de artă. Tu, pe Georgiana, o știu mai ales în zona muzicii de petrecere și în zona asta etno. Tu ai mers pe ceva spaniol acum, mai degrabă latino. Da, asta e piesa spaniolă. Eu m-am dus pe partea de muzică ușoară. Îmi place mult partea asta, mă regăsesc. Am făcut așa schimbule de la muzica populară spre muzica ușoară de pe clasa noua, deși la început nu pot să zic că a fost prea acceptată părerea mea de părinții mei, pentru că, na, cumva deja făcusem o perioadă destul de lungă de timp muzică populară. Ai făcut-o și pentru că vrei să fii diferită de, sau să mergi pe un alt drum decât cel deja consacrat în familie? Adică ai zis, păi eu vreau să fiu altfel, vreau și eu să fiu pe drumul meu. Nu neapărat, n-am simțit chestia asta că să nu fac un lucru pentru că l-a făcut sora mea sau... Pur și simplu, asta am simțit că ar trebui să fac, dar asta nu exclud niciodată că, nu știu, n-o să fac o piesă de muzică de petrecere că cântă sora mea sau n-o să fac un lucru pentru că l-a făcut ea. Nici de cum. Vreau să fac tot timpul ceea ce simt eu și ce simt că e bine pentru mine. Cred că asta e cel mai important lucru, până la urmă, pentru fiecare dintre noi, să facem exact ceea ce ne place și ceea ce ne dorim cel mai mult. E foarte frumos, fata vorbește foarte bine, după cum vedeți, este o familie foarte pozitivă și cu foarte multă energie bună, ceea ce este foarte bine. I-ai făcut vreodată vreo surpriză Georgianei? Începând de la zilele ei de naștere până adică, la... de exemplu, cum se face, cum se surprinde Georgiana? Ei plac lucrurile simple. Să primească flori neașteptat sau îi duce o ciocolată. Ea se bucură de lucruri simple. E foarte bine, deci nu e complicat. Nu e complicat, nu e pretențioasă, nu...
are nasul pe sus acum datorită carierei ei, deci ea e același om de când ne-am născut. Nu semeni foarte mult fizic cu ea. Cu cine seamănă ea și cu cine semeni tu? Ea seamănă foarte mult cu mami și eu seamăn foarte mult cu tati. Deci tati era cam blond cu ochii albaștri, așa, nu? Da. Da. Și uite, dacă poți să te uiți la o imagine în care apărem toate trei, o să vezi că sora noastră mijlocie este așa un mix între noi două. Am înțeles. Ați cântat vreodată toate trei în ultima vreme? Adică să fie undeva, adică doctor, doctor, dar parcă merge o cântare așa. M-am cântat la nunta surorii mele, la nunta Ioanei, care s-a căsătorit anul trecut în luna septembrie. Și na, dacă a fost cu petrecere, cum deci să nu cântăm și toate trei? Ești tu, cum ar fi? Da, ce să vezi. Și urmează să știm și noi o treabă. Nu urmează. Aici vedem. Sunt singură, Cristi. Da, da, chiar așa, într-adevăr. Da, da, da. Uite, aici am fost la repetiții la Chișinău. Da? Am avut repetiții pentru concertul surorii mele de Crăciun, de colinde, de la Sala Polivalentă. Felicitări! Da, doamnelor și domnilor, ați înțeles cum e treaba în familia Lobons. Talentul se dă din mână în mână. Toate cele trei surori sunt foarte talentate. Nu, deocamdată, Georgiana a ajuns vedetă națională, dar țineți-vă bine că vine și Ramona din spate. Și pentru ce specializare are sora ta? Medic de familie. De familie. Pentru probleme medicale vine și sora și vă ajută. Îți mulțumim foarte mult. Mulțumesc, Ramona. Și eu foarte mult. Am aflat lucruri din interiorul familiei. Noi acum vă propunem